Medicii veterinari din județul nostru au demarat o campanie de vaccinare antirabică a câinilor din gospodăriile dâmbovițenilor. Până la acest moment, peste 30.000 de câini au fost vaccinați și microcipați. Acțiunea de vaccinare împotriva rabiei este obligatorie și va fi derulată până în luna februarie acestui an. Campania de vaccinare antirabică a câinilor este în plină desfășurare și presupune nu doar imunizarea câinilor cu stăpân, ci și identificarea și înregistrarea lor. Luna! Da, nu mă, ce treabă! Da, ce treabă, că anunță când intre cineva în curte. Ce, trebuie câine să se luptă cu urșii? Eu zic că e o părere bună. Cât de cât. E bine. Da. E o treabă bună. E o treabă bună, cât că oamenii deținătorii de animale nu au fost lămuriți până la ora actuală. Cu ce ne ajută? Bine, în primul rând, nu o să mai găsim câini vagabonzi. Câinii ăștia care sunt fără stăpân pe trot. Și aici, în comună, că îi aruncă din oraș, în comună, și în oraș. Deci omul care este proprietar, nu-și mai permite atunci să-l arunce. Că știi, el nu că va fi speriat de amenda care va fi dată, dar mai responsabil, zice, domne, microcipat, cine știe ce se întâmplă dacă scapă câinele meu? Și atunci, chiar dacă îl pierde, îl va căuta. E o treabă bună. Decât că ce-i sperie pe sărani, prețul. Cât este de... E cam 300. 30 de lei. 30 de lei. 30 de lei este, dar nu ar fi mult. Dar omul așa e el, întotdeauna când e ceva nou, el e reticent. Zice. Știți de microciparea câinilor obligatorie? Dom'le, am văzut ceva la televizor. Nu e un lucru rău să mai scăpăm de jigodile astea după drum. Că mai vin mașini de-astea și n-ai timp să le iei numărul. Le dă drumul când dispare, când apare, să umple. În conformitate cu prevederile ordinului 29 din 25 februarie 2014, acțiunea de vaccinare antirabic este obligatorie și va fi efectuată la câinii identificați prin microcipare și însoțiți de carnet de sănătate din toate localitățile județului Dâmbovița. Vaccinarea este suportată de la bugetul de stat privind vaccinul și manopera de vaccinare, însă microciparea se plătește. Microciparea câinilor cu stăpână a devenit obligatorie odată cu ordinul în jur de data de 15 martie, este obligatorie pentru toți câinii cu stăpân. Ea trebuia încheiată conform legislației în vigoare la 31 decembrie 2014, dar având în vedere faptul că suntem în România, iar crescătorii iubitorii de animale sunt mai greu de convins, a mai fost devansată, dar în județul Dâmbovița avem la acest moment aproape 30.000 de câini microcipați și vaccinați, pentru că vaccinarea antirabică a câinelui, care este obligatorie prin program strategic plătită de către Guvernul României, se face numai pe câini microcipați. Conform regulamentului și legislației în vigoare, la acest moment oamenii, crescătorii de câini, nu au voie să iasă cu câinii pe stradă, proprietarii, vorbind de câinii cu stăpân, decât dacă ei sunt microcipați și au carnetul de sănătate, altfel riscă să ia amenzi atât de la poliția locală cât și de la poliția animalelor, care este un birou în cadrul Direcției Sanitar Veterinare. Potrivit legislației din țara noastră, deținătorii de câini trebuie să microcipeze animalele, să le înregistreze în Registrul Evidenței Câinilor cu Stăpân. După această vaccinare, deținerea de câini fără microcip este interzisă. Proprietarii animalelor care nu fac acest lucru riscă o amendă între 2.000 și 5.000 de lei.